Continuăm periplul nostru în cadrul serialului Media și Istorie, Legendă și Adevăr. Pentru știrile Nova TV, de această dată suntem în interiorul castelului, cum vă spuneam, un nou episod în legătură cu turnurile și fortificațiile municipiului de pe Trnava Mare, burg medieval, după cum bine știți, inventat de către Saș. Suntem aici în fața turnului funarilor sau frânghierilor. Numele acestui turn vine de la breasla cu același nume. Un turn care vedem că are mai multe nivele, de asemenea ambrazuri de apărare. Vă reamintesc că acest turn a fost construit și de asemenea defensiva lui a fost organizată și întreținută de către breasla cu același nume, așa după cum am evoluat la ceea ce înseamnă celelalte turnuri, turnul Maria, turnul Croitorilor, turnul Clopotelor și evident, bineînțeles, Cireașa de pe Tor, turnul Trompeților. Dar până atunci, câteva lucruri în mod special despre ceea ce înseamnă turnul Frânghierilor. Este, după cum vă spuneam, ultimul scos în rezalit, are mai multe nivele, 7, ne spun istoricii, se bazează pe o friză de console între care se află gurile de aruncare pe care le putem observa în imaginile luate de către colegul și prietenul meu, Angelo. Deasupra, de jur împrejur, prin grosimea zidului, se deschid ferestre de tragere pentru arme de foc, apoi urmează acest acoperiș piramidal. În interior, primele trei niveluri au fost boltite, iar următoarele erau despărțite prin planșee de lemn. Să reamintim că în secolul al XVIII-lea turnul a fost reconstituit. Întreaga fațadă, de fapt, acestui turn păstrează, datorită intervențiilor din ultima perioadă, o formă neoclasică. Turnul funarilor, iată, filmăm pe poarta de acces spre acest turn, unde este lipită alături casa natală a lui Ștefanului Rot. Vă reamintesc, construcția din rezalit și de asemenea cele 7 nivele ale acestui turn ne dau dimensiunea cetății medievale a Mediașului. Fațada încă păstrează, vă spuneam, o formulă neoclasică datorită intervențiilor din secolul XVIII și secolul XIX. Din informațiile noastre am aflat pe surse că e posibil ca turnul școlii să fie refăcut odată cu aniversarea din anul 2017 a atestării municipiului de pe Trnava Mare. Dar până atunci vom continua cu un alt edificiu din interiorul castelului.